Adevărul e că frumos ar fi fost din partea mea să mă străduiesc să spun măcar sărut mâna în ucraineană. Din respect pentru cele 6 olimpiade, de unde s-a întors cu 8 medalii, din care 5 de aur. Eu când am început școala, eu am început limba străină română și limba de bază ucraineană. Ucraineană, da. Da. Avea doar 16 ani, când a îndrăznit să-i spună mamei că s-ar duce și ea, preț de vreo 500 de kilometri la București, să vadă cum e la canotaj. Nu te duci nicăieri. Unde așa să te da? Unde să te duci tu la canotaj? Nu există așa ceva. Noroc că a existat și un tată în toată această ecuație, care în mod surprinzător a avut o abordare ceva mai constructivă. Dacă ție-ți place, eu te las, dar tu să ai grijă, dacă mă faci de râs. Așa? Eu te-am făcut, eu te omor, că așa există vorba aici la noi. A avut grijă să omoare ea, încă de la junioare, orice limită imaginată până atunci. Și a început să scrie cu mâinile ei, îndelung muncite, record după record. A cunoscut durerea în toate formele posibile. Singură în barcă, la dublu, în celebrul de acum 8+1, dar mai ales ca mamă. Și când venea duminică seară și eu trebuia să mă duc la Snagov, se punea așa de-a latul în fața ușii și niște boabe de lacrimi, așa ca mărgelele, și făcea: mama, nu pleci nicăieri! Nu pleci nicăieri! Și luam așa în brațe și îi spuneam unui copil de 4 ani, cât avea el: Dragoș, acum nu înțelegi ce face mama, dar când ai să fii mare, ai să fii mândru de mama. Astăzi, mama este recunoscută oficial drept cea mai valoroasă canotoare a secolului 20 din întreaga lume. Și abia de aici încolo poate începe povestea. E deci momentul ideal. Să ne așezăm comod, cu o cafea proaspătă în față, și să ne lăsăm inspirați de o super campioană într-un episod de colecție oferit de DeLonghi. DeLonghi, perfetto, from bean to cup. Dacă mă apuc eu să citesc portofoliul tău acum, l-am citit de 3 ori astăzi de dimineață, pentru că tot încerc să văd cumva dimensiunea lui, da. Este absolut impresionantă. Este impresionant. Dacă îmi permis să o mai iau încă o dată de la capăt. Așa o iau ușor, pas cu pas. Tu citește. 84 Los Angeles, aur la dublu vâsle, da? Da. Precum fetele pe care le-am avut exact. Acum volumele de zile campioane. Pe de-aia cred că sunt și foarte legată eu de ele, și proba în care eu m-am consacrat și ele, mă văd prin ele, mă vezi... văd pe mine. Da. Sigur, și eu la fel. Da, da. Să știi că și eu, când mă uitam la Simona, tot pe tine te vedeam. Da. 88, Seul, argint la dublu vâzle, bronz la 4 vâzle, 92, Barcelona, vorbim doar de olimpiade, da, ca să fie limpede, restul, da? Aur la simplu vâzle, argint la dublu vâzle, 96, Atlanta, a 4-a olimpiadă, aur, a început 8+1. Aur, 8+1 și ai zis tot. Da, și ai zis tot. Ai zis tot. 2000, Sydney, aur la 8+1. 2004, Atena, aur la 8+1. O să fac eu un calcul rapid, că n-are rost să mai chinuie oamenii. Sunt 8 medalii olimpice, da. Una de bronz, 2 de argint și 5 de aur. Sunt acum foarte multe recorduri, prin urmare. Este cea mai mare diferență de timp între prima și ultima medalie. Da. Sunt 20 de ani între prima medalie olimpică și ultima medalie olimpică de aur. De aur, da. Primul canotor care a câștigat vreodată 6 medalii olimpice, da. 7 medalii olimpice, 8 medalii olimpice. Prin urmare, este absolut de înțeles că a fost de 2 ori portdrapelul României la 2 olimpiade, da. Respectiv la Sydney în 2000 și în 2004 la Atena. Canotoarea secolului în 2000. Ajung și acolo. Da, că n-am ajuns încă acolo pentru că n-am trecut deloc pe la mondiale. Dar vreau să știe lumea că nu sunt deloc puține. Mai mult decât atât, primul mondial a apărut la dublu vâzle un argint, da? Da. În 83 și tu te-ai apucat în 82. Da. Deci era la doar un an, deja avea o medalie, un argint. Eu mondial. În 82 eram junioară. Și oricum câștigai concursul. Și am tras în barcă de senioare. Deci junioară fiind. Deci avem așa, adică de 9 medalii de argint la campionate mondiale: 83, 85, 86, 87, 89, 91, 94 și 2003. Da, da. Mai avem așa, un aur în 89 la simplu vâzle, un argint în 91,
La 4 mai avem, la 4 vâzle mai avem un bronz în 82, da. Și la 8 plus 1, celebrul echipaj 8 plus 1, încă un bronz în 84. Da. N-am terminat. Peste asta se mai adaugă încă de 25 de ori campioana României, ceea ce e de la sine înțeles că acum nu mai vine o surpriză, vine ca o, dacă vrei, ca o confirmare. Da. În 2000 primește titlul pentru cea mai bună canotoare a secolului. Da. A secolului 20, desigur. Ai mai primit o distinție la 1 iunie 2000 care se cheamă Thomas Keller, Keller și da. Înțeleg că este cea mai înaltă distinție în canotaj. Acordată de, un fel de Oscar, către, nu? Da, Federația, este Oscarul Federației Internaționale de Canotaj. Thomas Keller a fost președintele Federației Internaționale și în memoria lui băiatul da? Președintelui da? Decernează anual celui mai reprezentativ sportiv deci pentru disciplina respectivă. Pentru disciplina respectivă, această medalie care este din aur, aur pur, cu fața tatălui și cu sigla federației. Și ea are o însemnătate emoțională pentru voi, că știți că e cea mai înaltă distinție. Da, este Oscarul canotajului. Da, este Oscarul canotajului, da, și se acordă doar sportivilor celor mai reprezentativi sportivi, care sunt așa, știi cum, compleți, nu numai ca performanță, dar și implicare socială, implicare în activitatea sportivă de, după retragere și tot. O să ajungem să vorbim despre toate astea, dar n-am terminat încă palmaresul, ca să zic așa. Comitetul Olimpic ți-a decernat și el un trofeu care se cheamă Colanul de Aur da. Și înseamnă ce? Colanul. E, parcă îl și văd, da? Da, da, da. Arată da. Chiar ca exact ca un colan, da. Cu doar că e din aur. Ramuri de măslin. Frumos, frumos, frumos. Da, cercurile olimpice, care eu mai am colanul de aur decernat de către comitetele internaționale olimpice. Ai o cameră în care ții să ai un spațiu în care da, ai toate trofeele astea? Țin, da? Da, foarte frumos, da, bravo. Da. În afară de asta, mai există, pentru că pe lângă sporterii a făcut și școală. Deci este absolvent de IEFS și este chiar doctor în educație fizică și da. Sport. Iar lucrarea cu care și-a dat doctoratul da. Se cheamă Cauzele și efectele longevității sportive în sportul de rezistență, tocmai pentru că ea da. Este un sportiv atât de longeviv. Dumnezeu, și a mirat pe da. Mulți oameni, da. Inclusiv pe, probabil da. Pe profesorul tău îndrumător. Deci profesorul meu îndrumător, Dumnezeu să-l odihnească, domnul profesor doctor inginer Adrian Gage, a zis, te rog să-ți alegi o temă. Zic, vă rog eu frumos, nu mă lăsați, că nu știu ce temă să-mi aleg. Aici, din partea mea, n-ai să primești niciun ajutor. Te rog să te gândești cam ce ai vrea tu să realizezi cu această teza ta de doctorat, da? Că trebuie să fii conștientă că ea rămâne și sportivii care se retrag da? Și cei care fac sport de înaltă performanță, dacă vor să se inspire din ea. Și a zis, deci ar trebui Doamne, să fie relevantă, cu alte cuvinte, spunea omul. Da. Și zic, Doamne, ce teză să-mi aleg eu? Ce temă? Ce temă? Ce nume? M-a lăsat, m-a fiert o zi, două, trei, o săptămână, mă suna. Te-ai gândit? Nu m-am gândit. Te rog să vii mâine, când vii la mine, mâine să vii și cu o temă de abordare. Și mă duc la domn profesor, nu aveam, chiar nu eram... În timpul ăsta erai sportiv de mare performanță, concurai, da? Da, zic, domn profesor, știți ce... Nu mi-am ales nicio temă, pentru că vreau împreună să o alegem, dar eu vă dau cam așa niște indicii, ce aș vrea eu să știu din teza asta. Sute la mine și zice, te rog să-mi spui, păi uitați, am făcut atâția ani sport la cel mai înalt nivel. Deci da. Vorbim de o longevitate de 24 de ani de activitate. Da. Știu cum a fost când am făcut sport, dar nu știu ce mă așteaptă după ce mă retrag din activitatea sportivă. Pentru că există și cauze, dar și efecte. Da? Și uite așa s-a născut tema. Tema, cauzele și efectele longevității sportive în sporturile de înalt, de anduranță. Și așa am descoperit eu, lucrând la tema mea, că unul din efectele sportului de înaltă performanță pe o lungime da? De 24 da? Așa ca mine,
este anemia. Eu fiind anemică și nu înțelegeam de ce. Tot timpul eu dacă întrerupeam activitatea, să zic, se terminau campionatele mondiale, așa, aveam liber o lună sau trei săptămâni sau o lună și jumătate. Eu veneam în Snagov cu hemoglobina 9, 9 jumate, deci, dacă era peste 10 deja era ceva... Se dădea petrecere. Se dădea petrecere, doctorul. Ce faci tu, mă, în liberul ăsta când te duci? Ce-ți fac, măi, acasă? Zic, ce să fac, doctore, nu fac nimic, trăiesc o viață normală, că într-o lună s-adună atâtea probleme, să le rezolvi, să... normal, nu te mai culci la 10, te scoli la 6, dormi cât vrei, te culci când vrei ca să îți reașezi mental. Da. Starea și să poți să o iei de la capăt. Și uite așa, lucrând, am dat peste treaba asta. Foarte interesant. Da. Foarte interesant. Mă întorc că n-am terminat. Pe 1 decembrie, Eli a devenit chestor de poliție. Acum, pentru cei care nu sunt obișnuiți cu gradele, un fel, e echivalentul generalului, da? Da, în mintea nu noastră. Nu e echivalentul. Este general, dar când s-a demilitarizat poliția română, s-au introdus noile denumiri. Dar, de fapt, este același lucru. General. Am devenit prima femeie generală în activitate. Este, de altfel, cel mai performant șef din istoria sportului dinamovist și din istoria sportului românesc. Deci, ca titluri, asta e. Ai devenit și cetățean de onoare al orașului Siret în 2008. Da. Sigur că e o legătură, pentru că tu acolo ai început să faci școala sau... Nu, eu acolo sunt născută. Acolo ești născută? Da. 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 Ai crescut într-un sat, satul se cheamă? Cândești, Bucovina. Este un sat de ucraineni. Foarte drăguț. Pămalul Siretului. E foarte frumos. Ziceai tu la un moment dat, sunt 200 de case de ucrainieni, dar români. Români, da. O, ce frumos ai precizat chestia asta. Da. Doar vorbim limba ucraineană. În așa rest, este. Obiceiurile, că de fel ucrainenii sunt asociați cu lipovenii. Da. Și atunci tradițiile țin se păstrează tradiții, calendarul vechi, e la fel. Dar noi n-avem, noi suntem cu aceleași tradiții ca și... Deci voi doar vorbeați limba, da? Doar limba vorbeam, da. Dar în rest țineați de tradițiile noastre. Exact. Și nu le țineați și pe ale voastre? Nu. Păi nu era frumos să fii sărbătorit și Revelionul și pe vechi și pe nou, Crăciunul și pe vechi și pe nou? Nu. Deci, că la noi... iar în sat... Da. Eu când am început școala, eu am început limba străină română și limba de bază ucraineană. Ucraineană, da. Da. Puțină lume știe că tu inițial vorbeai ucraineană. Da, păi așa m-am născut, așa am deschis ochii pe limba ucraineană. Și acum sunt oameni în sat, bătrâni, care nu știu limba română, nu vorbesc limba română. Păi dacă n-au avut nevoie de ea. Da. Tu mai mergi prin sat? Da, pe mama trăiește, tata, Dumnezeu să-l odihnească, acum 6 ani. Dumnezeu să-l odihnească. Da, a murit. Mama trăiește și... Și vorbești în ucraineană cu ea când te duci. Da, numai. Ce mama vorbește, înțelege românește, vorbește românește, dar greu. Și așa zice, hai să vorbim ucraineana, că merge mai bine limba. Când vine, că iarna acum o aduc la mine și stă la noi peste iarnă și zice, hai să vorbim românește, că se supără Cornel. El nu înțelege limba și se supără. Nu se supără, mama, stai liniștită. Nu, lasă, uite, așa îmi dau și eu drumul la limbă. Foarte drăguț, bă, da, foarte drăguț. Încerc să-mi imaginez cum erai tu când erai Uța. Da. Uța cea mică. Da, mai da. Mică cu 6 ani decât sora ta, da? Decât Duța. Da, da. Care ea înțeleg că era foarte tare la școală. Era foarte premiantă. Tare la școală, premiantă, făcea atletism, că așa am deschis eu ochii pe dragostea asta pentru sport și ambiția să devin mai bună decât ea. Știi că m-am întrebat de multe ori dacă... Nu cumva ce s-a întâmplat atunci în clasa a doua, când directorul școlii, care era vecin cu voi, înțeleg, da? Da, da, da. S-a certat cu... Da, cu tata. Cu tata, exact, da? Și urmarea acestui fapt, înțeleg că te-ai trezit cu o mențiune la sfârșit. Da, pe vremea mea se făceau sărbările de final de an în căminul cultural din sat, deci era o mare sărbătoare, toată lumea venea ca la spectacol atunci când era sărbarea de final de an și... Faptul că ei doi adulți s-au supărat așa puțin,
Probabil nu știu ce a fost în mintea domnului director. Ia că era, era și directorul școlii și nefiind copii mulți, da? Erau clasele comasate. Și a întâia și a doua, că erau 5 a întâia, 4 a doua, 4 copii, 3. Am înțeles, și erau toți la grămadă, cum ar veni. Și erau toți la grămadă. Și directorul, care de altfel un om extraordinar de bun, de iubitor, așa ca un tată era pentru noi. Iar de pe toloacă, că am crescut pe marginea imașului, cum s-ar spune, dar în ucraineană îi se spune toloaca, da? Eram vreo 5-6 fete care eram de aceeași vârstă și eram în aceeași clasă. Aha. Și bineînțeles că nu trebuia să facă diferența între noi, fiind în clasa întâi, a doua, mici, da. Bineînțeles, da. Și certându-se cu tata, ce a zis? Stai că o articulez eu pe ea. Nu știa că în mine zace o ambiție ieșită din comun. Poate și i-am lăsat pe scenă și mențiunea și cărțile și ce cadou ne-a pus acolo pentru fiecare. Așa. Am venit acasă plângând și i-am zis tatălui, eu din clasa a treia, eu nu mă mai duc aici la școală. S-a uitat tata la mine și a zis, nu se poate să nu te duci. Păi de ce? Eu mă duc la școală, în altă parte, dar eu aici nu mă mai duc. Da, dar știi că tu trebuie să mergi vreo 4 km pe jos. Până la următoarea școală. Până la următoarea școală. Acolo este școala în Cândești, școală normală, unde se vorbește limba română. Tu vii aici de la ucraineană, n-o să-ți fie greu. Nu contează, învăț limba română și când vin ei de la școala ucraineană, deja în clasa a cincea, eu o să fiu mult mai departe decât ei și eu aici oricum nu mă mai duc, să înțelegi. Ce să spun? Cred că acolo mi-am făcut eu condiția fizică, pentru că să mergi 4 km dus, 4 întors, zi de zi, și pe vremurile alea erau ieri, nu glumă, notam până... Stai puțin că vorbim de nordul României. Nordul României, acolo unde se agață Hartancui, da, nu e la noi, la Siret, Mangalia. Da, vama către ieșirea către Ucraina. Deci ambițioasă, n-am dat înapoi o secundă. A venit toamna, mă duceam la școală în Cândești 2. Tata a zis, bă, nu ne punem cu Ucraina, că asta mică, văd că e ambițioasă. Nu, vrea niciodată, tata, Dumnezeu să-l odihnească, niciodată nu mi-a zis nu, la nimic, niciodată. Și când am venit la canotaj, selecționată fiind, eu făceam baschet în liceu, liceul Mihai Eminescu în Botoșani. Da, la înălțimea pe care o simt cu aveai atunci era de înțeles. Așa, și s-a făcut selecție din partea clubului Olimpia, că eu la clubul Olimpia am început, mi-aduc aminte, sigur că canotajul. Și m-am dus și eu acasă sâmbătă, eu mă duc la canotaj. Mama s-a uitat la mine așa, nu te duci nicăieri. Unde așa să te spune. Da? Unde să te duci tu la canotaj? Nu există așa ceva. Singură, la atâția ani lumină, 500 de kilometri în București, n-ai pe nimeni. Mama, eu acolo mă duc. Nu te duci. Ba mă duc, ba nu te duci. Tata, cu înțelepciunea lui. Așa. Dacă ție-ți place... eu te las, dar tu să ai grijă, dacă mă faci de râs, așa. Eu te-am făcut, eu te omor, că așa există vorba aici la noi. Să nu mă faci de râs, că tata, cum să te fac eu de râs? Dar eu mă duceam la canotaj neștiind ce e la canotaj decât din descrierea antrenoarei, care a zis așa, sportul ăsta se practică pe lac, este soare, niște bărci lungi, ascuțite. Am zis, trebuie să încerc, că prea frumos. De ce, Râdeli? De ce? Este, parcă e cuvânt cu cuvânt povestea pe care mi-a repetat-o Simona Radiș aici. Da, da. Este unul la unul, deci da. Asta să știi că este o veste mai mult decât bună. Da. Pentru că asta ți arată că în continuare se face selecție sănătos. Da, identic. Aici simt că mâna ta are... Da, identic. Da. De asta eu sunt foarte legată de aceste două fete, nu că n-aș fi legată de restul. Sigur. Pentru mine toți sunt la fel. Sigur. Dar proba mea de suflet, prima în care eu am deschis ochii, fiind foarte tânără, 19 ani, nici 19 ani, zic...
E ceva care mă văd, dacă dau timpul înapoi, te vezi pe tine. Mă văd pe mine în această barcă cu Mărioara Popescu, așa plecând la Jocurile Olimpice într-un necunoscut total, când nu se știa. Participăm exact ca și Tokyo, identic. Numai că atunci era cu blocul comunism, da, când așa este, da. Nu era voie, așa este, adică da, nu era dreptate, voie, da. Au boicotat țările comuniste și nu s-au prezentat. Cred și că noi am fost singuri atunci? Singura țară comunistă care și-a trimis sportivii la Jocurile Olimpice. Da, da. Și era incertitudinea aia. În America în 84, participăm? Da. Nu participăm. Participăm? Nu participăm. Ne antrenăm? Pentru ce ne antrenăm? Exact ca și acum. Participăm, nu participăm, pandemia crește, scade numărul, vine valul nu știu care, ba la Tokyo, în Japonia, nu știu ce s-a întâmplat, a crescut numărul, iau măsuri, nu știu ce, deci am stat așa într-o incertitudine până la plecare. Deci când s-a urcat în avion am zis, Doamne, mulțumesc lui Dumnezeu că ai avut grijă de noi și că munca titanică a acestor copii se va revedea în medalii, pentru că eu am fost foarte aproape de ei, eu știam exact fiecare ce a făcut, cât s-a chinuit, unde se situează, ca valoare erau, știi cum, brici. Știai clar că o să întoarcă cu medalii. Clar că o să se întoarcă, normal, ca la orice competiție mai apar și dezamăgiri, drept dovadă, optul de fete, da, care face record și peste două zile te tărâie într-o finală. Da, care dezamăgirea e legată de așteptări până la urmă, da, pentru că în fond doar că n-a fost să fie. Că și să nu știu, că da, câtă dezamăgire, și cât mi-aș fi dorit pentru ele, pentru ele, munca sigur lor să confirme, să cucerească o medalie, pentru că eu am trecut prin toate stările astea. Cred de la extaz la agonie și știu foarte bine, cunosc acel sentiment când unul câștigă și tu nu iei nimic. Și ești și cel mai bun. Asta e... Te dărâmă. Exact. Adică cum... te macină, ți se pare nedrept. Nedrept, da. Exact cum sunt fetele, cele două de la categorie ușoară. Gândește-te, tot anul, cu foarte mici excepții, au fost în clasament la antrenamente primele. Primele. Și vin la jocul, vin jocurile, participă și vin pe locul 6 în finală. Deci e, ce să spun, trebuie să ai un psihic de fier, păi ca poate să că, poți să treci peste. Poate că asta da e lecția pe care da o mai aveau ele de învățat. Nu știu, eu să sper, nu fie doborâte da și să devină da mai puternice. Da. Eu și cred în ele că sunt două sportive foarte ambițioase. Foarte ambițioase, drept dovadă că nu poți să stai în clasament, să faci și categorie, deci faci și slăbire. No, sportul ăsta, dacă nu ești ambițios, da, mă mai distrez, pentru că până și reacția părinților a fost aceeași. Da. Și la ea, mama era, unde te, dar tu nu te duci nicăieri. Nicăieri, da. Nu, dar ție nu-ți place, i-a zis. Dar ție nu-ți place sportul. Da. Adică din prima, nu? Și tata da până la urmă a zis, bă, dacă îți place, place ție, te duci. Te. Este da incredibil. Da. Și să nu zic acum o prostie, că am impresia că atunci când a ajuns prima oară Simona în cantonament și a văzut cum e, a vrut să se întoarcă. Ca mine, da, și eu la fel. Am zis, am venit iarna, pe 10 așa ianuarie. Unde-i soarele? Unde-s bărcile ascuțite? Alea unde? Frumoase, de ne spunea. Frumoase, unde-i atmosfera aia? Am zis, nu. Tata, eu vreau dar ce-ai să găsit când ai venit aici? Păi când am venit în București la întâlnire, gara, la 23 august, sau unde gara de nord, da? La informații, drumul a fost către Liceul Industrial 18. Da, nici nu știu pe unde e asta. Cet Sud Vitan. Ok. La cămin, într-un cămin, vai mama lui. Mama, de ce? Deci vai mama lui, dimineața mă duceam la școală, da? Și după antrenament la bacul de iarnă de la 23 august. Acum e un cabinet medical acolo. Și când m-am trezit... Ce înseamnă pentru cei care nu știu bacul ăsta de iarnă? Adică văslești într-un spațiu într-o cădiță, închis, cum ar veni. Da, într-o cădiță văslești... Mă rog, cădiță, e mare, da, că da, se încapă mă rog, formă. O cadă mai, o piscină, da, care are rame, vâsle, dar sunt goale ca să treacă apa prin ele. Exact. Și este ceva monoton care nu vezi decât același lucru zi de zi și am zis, nu, asta nu-i de mine, mă întorc înapoi, mă duc și asta. Și ce-ai fă? Ai vrut să suni acasă? Da, am sunat acasă și am zis tatălui, pe tata, tata.
tata, te rog să vii să mă iei, că mie nu-mi place aici. Nu te supăra, tu ai vrut. Ți-a zis el. Ți-am zis, eu ți-am zis, tu ai vrut, acum tu nu te poți întoarce acasă să mă faci de râs. Mamă, 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 mamă. Și uite așa, am strâns din dinți și am zis, eu niciodată o să-mi fac părinții mândri, nu să-i fac de râs. Și am strâns din dinți la orice. Eram, nu știu, în primăvară, spre vară, când începea țânțărimea din București, ziceai că am vărsat de vânt. Te ciuruiau. Deci ciuruiau. Ce, deci nenorocire ce era în căminul ăla. Și antrenoarea făcea: biletul de ieșire al vostru de aici este lotul olimpic. Acolo sunt condiții de campioni. Care înțelege lucrul ăsta, atunci și-și dorește, acolo va ajunge. Eu am venit în 10 ianuarie, da? Și în 10 ianuarie următorul an eram în lotul olimpic, junioară fiind. Mamă, mamă, mamă. Și cât ai fost junioară, concursuri din prima luate. Deci cât am fost junioară și Cupa Prieteniei era, da, campionatul, da, 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 european de acum. Și eu pe aia, da, da, mi-aduc aminte, Cupa Prieteniei, da. Deci n-aveam treabă, eram specialistă, da. Ai avut rezultate de la primul concurs? De la primul concurs am avut rezultate. Incredibil. Da. Dar ce te-a determinat pe tine să nu pleci acasă până la urmă? Cine te-a convins? Păi faptul că ți-a zis tata? Faptul că mi-a zis tata, eu nu puteam să-l fac de râs. Adică cum, a, te-ai dus la București? A, n-a făcut nimic acolo, s-a dus, s-a plimbat. Cum să trăiască, mamă, la țară, rușinea asta? Nu, păi m-am mutat cu școală, cu tot, nu exista cale de întors. Bă, dar ce curaj, da, pe părinți totuși. Da. Că voi, da, erați, da, când ai plecat în București, aveai 18 ani? De unde să am 18 ani? Am 16 ani. De unde să am 18? Păi mama, acum o înțeleg pe mama, că sunt mamă și eu la rândul meu și, da, zic, de băiat? Doamne, de băiat? Dar să știi că e tot aia, că e băiat, că e fată, tot aia. E greu să te rupi așa, să-ți lași copilul, dar mă bucur că nu mi-au frânt aripile. Pentru că eu nu știam ce talent zace în mine, unde voi ajunge eu peste ani. Și dacă nu mă lăsau, eu nu deveneam niciodată campioană, nu știam cum este. Toate oportunitățile de care am avut parte după, nu le regăsește în niciun domeniu. Eu mă visam educatoare. Educatoare este sora mea. Ea a devenit educatoare și eu am zis, eu voi fi mult mai bună decât tine. Numai că te-ai dus pe altă direcție. Numai că m-am dus pe altă direcție. Și da, poate că, da, a fost, da, mult mai bine, da, așa. Clar că a fost mult mai bine, dar vezi, am fost un copil ambițios de mică. Acasă, da? Noi două fete fiind la părinți, sora mea era, fac curat, fac mâncare. Și tu, adică eu, da, du-te, taie lemne, strânge usturoiul, sapă în grădină, du-te cu animalele. Păi la mine știau ai mei. La tine era muncă fizică multă, da, mișcare. Multă muncă fizică. Sora mea nici nu știa să dea apă la cal. De frică, așa e ea construită. Ei, și asta. Păi, și atunci trebuia să se pună bine cu mine. Da. Ca să o ajut, că aveam treburile împărțite. Adică faci curat și mâncare, da, cât curat și câtă mâncare faci, mai treci și pe partea asta la altă, mai dă apă. Mamă, la... ce diferență, da, între viața copiilor de astăzi și viața copiilor, da, de atunci. Da, nici nu se compară, nici nu se... Eu mă bucur că pe fiul de la 2 ani, da, l-am dus acasă. Este legat de sat și cunoaște copiii colegilor mei de pe Toloacă, a jucat fotbal pe Toloacă, legat de bunici. Dragoș a suferit enorm de mult când a murit bunicul. Cred, enorm, cred, de mult. A vorbește fost, și el ucraineană? Nu vorbește ucraineană. Ia uite mă, de, da, ce nu l-ați învățat? Da. Asta prea puțin. Acum vorba aia e mare, să mai întâlnește, da, cu vreo ucraineancă pe undeva. Păi nu era mai frumos să discute acum engleză, știu. Engleza e limba nu universală. E problemă, sigur că da. Sigur că da, da, sigur că da. Din clipa în care ai ajuns la lotul olimpic,
ai simțit că s-a schimbat totul? Totul, deci nu se compară deja. Au început să apară și bărcuțele alea au subțiri, frumoase? Au început să apară bărcuțele, a apărut prima dată. Până să apară bărcuța, a apărut un cantonament la piatra arsă. Așa de vreo... Asta e un loc strategic, da, în care sportivii erau pentru recuperare. Încât, ce să spun, vârful cu dor, padina, babele, piatra arsă, uite așa niște trasee din alea de benei cu căciula înghețată. Eli, sper că nu o să te sper pe mine, nu vreau să dau din casă, dar tot la piatra arsă a apărut și Don Cornelio. A, păi unde în altă parte? De unde, cum... Cum a apărut el în peisaj? El a știa de voi? Nu știa de noi. Ce? I-a plăcut... Un pătimit al muntelui. Exact. Nu exista weekend să nu urce la piatra arsă, că îi plăcea muntele cu colegii lui, cu gașcă mare, hai la munte. Și, de fel, turiștii, normal, când se schimba vremea, da? Nu-i mai lăsau să coboare. Normal, îi țineau acolo, că era periculos, așa. Și era periculos să-i lase și atunci le dădeam noi și cabanierul și cine, na, ce putea să dea. Ce, o bluză de training? Ce, nu, pături, perne și cazau în sala de sport, or, pe holuri, ca să treacă noaptea și ziua deja este altceva. S-o ia de la capăt, da, așa. Da. Și așa ne-am cunoscut. Și a rămas într-o seară, Cornel? Nu, a rămas mai multe seri, dar într-una, că doar eu nu stăteam în cantonament... toată iarna. Stăteam 3 săptămâni, dar într-un weekend din acesta cu mai puțin vreme, cu vreme urâtă, așa ne-am cunoscut. Dar ți-a cântat la chitară nimic. Ceva? Ne-am întâlnit, reîntâlnit după ce m-am reîntors de la Jocurile Olimpice, de la Los Angeles, pentru că întâmplător locuiam foarte aproape. Ia uzi-mă. Da. Soarta. Soarta, da. Păi, în fața... Dar el când te-a întâlnit pe tine în cantonament știa cine ești? Nu știa. Dar eu nu eram nimeni când eram în cantonament. Erai atunci un sportiv, când doar ne-am întâlnit. Eu eram o leniucă Elisabeta. Da? Nu tu cu o performanță ieșită din comun, doar că aveam colegi de lot, campioane olimpice... medaliate olimpice, campioane mondiale. Tu crezi că la asta s-a uitat Cornel, că aveai tu colegi de... A, nu, aveai nu un zic 84, așa, eu un 83. Nu eram, eu n-aveam nume, n-aveam... Eram și eu una acolo care era la început de drum. Ce m-a văzut o ucraineancă la 1,83, îți dai seama, cu niște picioare care probabil că nu se mai terminau de atunci. Și da, brusc, cred că da, Cornel a început. A știut să cânte la chitară, a scris poezii pe loc. Azi că-l bag eu într-o ședință, într-o seară, că uite pe subiectul ăsta, da, nu l-am interogat, da, până acum. Vreau să vi-l închipui pe el cum, da, era atunci, da, mă distrează, da, ideea. Da, da, da. Și asta e. Și ne-am reîntâlnit la 23 august, când băteam pasul de defilare. Sportivii de performanță în vremurile paradă, alea se întorceau la paradă. Pentru, da, da, 23 august. Da. Și el? Participa și el? Nu, dar el exact acolo locuiește. Deci cineva ți l-a pregătit, da, ție pe Cornel. Acolo de nici n-ai avut... ai avut vreo îndoială atunci când nu, te-a cerut de soție sau nu, ceva? Nu, am avut nicio îndoială. Ce... Era fost clar. Clar. Cornelus, ce norocos. Bravo, mă, frumos. Acest episod de colecție este oferit de DeLonghi. Știi ce este impresionant? Impresionant este, pentru că este și foarte rar, nici nu știu dacă mai poate fi posibil astăzi, și ăsta mi se pare un subiect interesant de discuție, numărul de participări la olimpiade. Este greu, dar eu îmi doresc.
Deci îmi doresc enorm ca, nu știu, nu contează ce disciplină sportivă. Așa. Dar să mai răsară un sportiv cu longevitatea mea, a regretatului Dumnezeu să-l odihnească, Ivan Pațaichin, pentru că aici chiar este confirmarea valorii sportive a tuturor timpurilor. Zici, odată, ai că zici, a, s-a întâmplat, că tot timpul apar cărcotași care zic, a fost ușor, n-ai avut adversari, n-a fost atât de greu, dacă în confirm o dată, de două, de trei ori, de șase ori. Deci nu mai poți să spui nici că e ușor și nici că n-ai valoare și atunci asta e una viața. La mână și doi la mână, ok, participi la Olimpiadă, o participi și la a doua, participi și la a treia, dar deja de pe la a patra încolo. Da. Păi să știi că când m-am dus la a șasea... Hai că mi-aduc aminte. Păi normal că ți-aduce aminte. Când i-am zis lui Cornel... gata, eu mă duc și la a șasea și mă duceam și la a șaptea, să știi, nebunia mea, mă duceam și la a șaptea ediție, dar acea pistă olimpică după care tânjim atât de mult nu s-a construit nici atunci, că asta a fost condiția. Am zis, ce mai, pentru ce să mă mai, trebuie să am o motivație ca să mă duc. Alta decât a mea. Alta decât a mea, da. Pentru că eu mie mi-am demonstrat ce sunt, cât pot, deci mie n-am ce să mai îmi demonstrez. Am luat toate culorile de medalii, ca să zici, sunt curioasă, am aur, n-am argint, n-am bronz, aș vrea, nu. Deci aveam tot, știam cum e... și la Olimpiadă, și la Mondial, și la orice. Tot, deci nu mai aveam, trebuia să mă scoată ceva din mă zgândere așa puțin ca să pot să plec. Și zic, pista olimpică. Dacă se construiește pista olimpică, atunci cu siguranță eu voi fi... Mă duc și la a șaptea olimpiadă. La Beijing. Deci nu există. Dar câți ani aveai la a șasea olimpiadă? La a șasea, 40. Să ne reamintim. 39. 39. Da. Dragoș era... Dragoș avea 97. Păi se pregătea de școală, Dragoș. Asta zic. Da. Se pregătea de școală. Dar când ai anunțat tu la lot sau, mă rog, la federație, domne, da, m-am hotărât. Eu încerc și la a șasea. Ce au zis? Ce să zică? Păi că anunțau că particip, chiar este o fericire și eu aș vrea ca președinte să trăiesc... Să vină un sportiv să zică, vină un sunt sportiv, la șase. 2-3, nu contează. Doamnă, am fost medaliat, știți, m-am hotărât. Vreau să revin în pregătire. Deci eu aș vrea să trăiesc momentul ăsta, dar eu am dat startul. Deci am fost un exemplu. Eu m-am retras de 3 ori și de 3 ori am revenit. Și revenirea, știi cum este? Cum e? Enorm de grea. Enorm de grea. Deci eu m-am retras în 96. Da. În 97 s-a născut Dragoș. Că am zis, zic, am o ediție, 2, 3, 4. Mai trebuie să fac și un copil. Că sigur. Mai... Am viața, și o viață. Viața continuă și după ce se termină performanța. Viața fără un copil nu... Ești împlinit așa, nici ca femeie, nici ca părinte, nici ca nimic. Și zic, fac pauză, s-a născut Dragoș în 97, copiii ca notorilor sunt făcuți cam așa, între două olimpiade. Dacă ei faci... sunt cam născuți în aceeași deci perioadă. Faci o statistică, ai să vezi că... Așa. Ce drăguț. Și s-a născut Dragoș în 99, m-am reîntors, am stat cu el un an și 4 luni. Așa. Eram exact ca în cantonament. Deci, scoală-te, mâncare, schimbă, plimbă, somn. Mâncare, schimbă, plimbă, somn. Asta era circuitul meu, a fost un an și 4 luni. Dar tu disciplina o aveai, Eli? Da, eu o aveam. Deci eram vânătă pe picior decât căram căruciorul de la etajul 1 până la parter. Și la un an și 4 luni i-am zis soțului meu, zic, eu plec la Snagov. Și Cornel ce a zis? Cornel a zis, cum să pleci la Snagov? Și noi ce facem cu copilul? Păi căutăm soluții. Că nu sunt soluții, sunt soluții. Și... Păi nu, dar nu parcă te-ai retras? Măi, Eli, nu ți-a zis așa? Da, dar simțeam că nu mi-am spus încă ultimul cuvânt.
Ce frumos. Da. Și zice, păi ce facem? Știa că nu poate să mă oprească oricât ar fi vrut el, că tot timpul îmi spune și acum. Tot timpul ai făcut ce ai vrut. Așa. Ucraineanca a vrut, da. Ucraineanca a luat. Și zic, ia să vedem ce facem. Om bună. Am luat o bonă, m-am dus la Snagov. După vreo 3 luni de zile, am luat și copilul cu bona la Snagov. A crescut Dragoș în frumos cantonament. Frumos la liber în cantonament. Sociabil, era mascota lotului. Cred. Fiecare îl plimba, îl mușca, era un bebeluș, un grăsan. Imaginează-ți că e Dragoș la 3 luni jumate, avea 8,3 kg. A învățat... A era vorbit... bebeluș de performanță. Da, foarte repede, Dragoș. La 1 an și 6 luni deja lega... Ieșea cu barca pe lac. Da, lega fraze. Era... Deci fără... Mamă, ce frumos. Să deranjeze în cantonament, a stat cu noi în vilă. Deci n-a plâns noaptea. Deci un copil foarte cuminte, foarte sociabil. A fost greu când a trebuit să-l duc acasă pentru Jocurile Olimpice. De la era obișnuit în cantonament. El era obișnuit în cantonament. Mamă. Dar am zis, trebuie să-mi canalizez toată energia și toată atenția pe performanță. Și el se duce la mama, se duce cu bona. Da. Dragoș a avut bona până la 12 ani. Da. Deci... Dar nu ți-ai adus aminte de rănile alea, Eli, de toate durerile alea pe care le simți când nu mai doare, arde? Deci, pentru mine nu mai era nimic ceva să zic că mă așteaptă ceva necunoscut. Știam foarte bine, doar... Durerea aia când trebuia să plec acasă, să plec de acasă duminică, veneam sâmbătă la prânz, copilul era fericit, era, ce să spun, se vedea pe fața lui. Duminică când știa că trebuie să plec, începeau frământările și să frământa și nu mai puteam să-l țin în cantonament, că trebuia să meargă și el la grădiniță, să aibă era și mare, el, începe să fie mare. Da, să socializeze cu copii, adică, mă rog, avea alte preocupări. Și când venea duminică seara și eu trebuia să mă duc la Snagov, se punea așa de-a latul în fața ușii și niște boabe de lacrimi, așa ca mărgelele, și făcea, mama, nu pleci nicăieri, nu pleci nicăieri. Și luam așa în brațe și îi spuneam unui copil de 4 ani, cât avea el, Dragoș, acum nu înțelegi ce face mama, dar când ai să fii mare, ai să fii mândru de mama. Mama trebuie să plece, că uite, mama se duce acolo, o să mai vii și tu la mama, o să fie bine, dar mama se duce acolo să câștige medalii. Vreau să spun că în 2004, când am venit de la Jocurile Olimpice, la 6-a participare, deci eram, cum să spun, vedeta... Crețiu. Delegației. El m-a așteptat la aeroport. Olivia i-a luat interviu. Deci avem acasă filmările și asta. Am ajuns acasă și făcea, mama... Într-o seară când dorm la culcare așa până să adormă, zice, mama, nu e așa că tu și 100 de medalii dacă ai să cucerești, nu e așa că pe mine mă iubești cel mai mult? Era săracul disperat, era disperat cu toată popularitatea asta mea crescută și el simțea că mama lui nu este a lui. Și eu trebuia să-l liniștesc, să-i spun, Dragoș, mama și 100 de medalii dacă ia, tu ești cea mai prețioasă medalia mea. Cea mai prețioasă. Și deja vedeai fericirea aia în ochii lui. Na. Greu! Sacrificiile sunt enorme. Enorme. Cine n-a făcut sport de performanță și doar vede așa la televizor cât de frumos este, zice, da, m-aș apuca și eu mâine că văd că e simplu. Dar ce stă în spatele unei medalii, dar în spatele a 8 medalii ca mine? Și vorbim doar de alea olimpice. Și vorbim doar de alea olimpice. Că eu cred că numărul de trofee pe care l-ai câștigat, nu cred că îl știi din afară. Celelalte sunt timp intermediari. Așa am învățat eu de la antrenorii mei. Și ce este sub aur înseamnă premiu de consolare. Fai de capul meu. Mamă. Deci nu înțelegeam când ne spunea domnul Moceni că medalia de argint este premiu de consolare. Cum adică premiu de consolare?
Zice, aurul este cel care împlinește în totalitate sportivul. Medalia aia galbenă, cea mai frumoasă. Restul, ce este sub ea, sunt premii de consolare. Adică ai muncit, ai luat și tu o medalie, dar n-ai pus mâna pe cea mai strălucitoare. Dai seama cât ambiție trebuia să ai în tine ca să vezi în fața ochilor la fiecare concurs doar medalia aia cea mai strălucitoare. Ce a zis tata când a aflat prima oară că e confirmată, că e bine? A, tata, când am ajuns la București, în fiecare lună, așa, venea fără să mă anunțe și se ducea direct la școală. Eu. Direct la școală. Același lucru a făcut și când m-am dus în cantonament. Eram în Snagov. Se ducea prima dată la școală, niciodată nu mi-a spus. Mă trezeam cu el, veneam, nu știu, la prânz de la masă și colega mea zice, parcă ăla nu-i taică tu. E, tata, ce-ți caute tata, nu știu, joi în mijlocul săptămânii. Mă apropii. El era. Tata. A, tata, ce faceți? Bre, am venit să văd cu ochii mei că îi făcea antrenorul lui. Tovarășul antrenor. Fata mea trebuie să facă și sport și școală. Dacă nu poate să le facă pe amândouă. Așa. Sigur nu renunță la carte. Avea principiul ăsta. Da. Nu carte există. Fără sport se poate, dar sport fără carte? Sport fără carte nu merge. Nu merge. Deci eram... Se ducea la școală și verifica ce catalogul. Da, catalogul tot să vadă, notele, profesorii. Deci el când venea la Snagov deja era... Avea totul... Fișa făcută. Fișa făcută. Da, fișa făcută. Ce, nu, ba. Carte și sport, dacă nu poți să le facă pe amândouă, păi renunță la sport, tovarășul antrenor. Mamă. Da, deci am avut un tată, Dumnezeu să-l odihnească, extrem de bun pentru mine. Când a murit tata, chiar dacă aveam o vârstă. Da, și aveai de ce să te agăți emoțional. Aveai și aveam copil, dar eu am zis, pentru mine s-a sfârșit lumea. Deci și atâta l-am iubit. Da. Cred. Dar tot timpul a zis, bre, vine momentul când eu o să plec. Țin minte că lucram în cadrul Ministerului de Interne, că asta am făcut după ce m-am retras, și într-o dimineață mă trezesc cu un telefon. Condoleanțe că a murit tata. Doamne ferește, sun acasă, sun pe mama să nu o sperii. Zic, tata, ce faci? Păi zice, a plecat în Ucraina să cumpere nu știu ce. Zic, na, să vezi că s-a întâmplat ceva. Ce să fac? Cum să fac? Sun, zic, nu am nicio șansă decât să sun la poliția de frontieră. Să-i mă interesez acolo. Semnale, că era cu un nene din sat, da, care se duceau la cumpărături, acolo, da, se duceau. Da. Și în general, de la mine din sat, acolo se duc, să facă cumpărături, sunt mult mai ieftine. Și mai aproape. Și mai aproape și așa. Și dau semnalmentele, da. Zice, a trecut, la ora nu știu care a trecut. Zic, vă rog eu frumos, când se întoarce, dați-mi un semn și mie. Dați-mi un semn, zice, verific să vedem, să nu fi fost vreun accident, ceva la 30 de kilometri de graniță, cât să duc ei și asta. Mă sună, nu-i nimic, stați liniștită, că între timp sunam acasă. Zic, a venit, n-a venit, mama, dar ce cu tine de suni așa des? Păi, nu știu, n-am ce face și te sun. Și pe la 20 și ceva, îți dai seama, de la 8 jumate și până la 20 și ceva, mă sună de la poliția de frontieră, mi-l dea pe tata la telefon. Deci i-am zis, ia tata, e vino încoace, ai greșit, nu știu ce ai cumpărat, dar vino încoace. Și mă dă, tata, ce-ți trebuie? Îți trimit eu, de ce nu stai potolit, uite, ce s-a întâmplat, bre, făcea așa senin. Păi uite, am primit telefon că uite asta. Bre, voi trebuie să vă așteptați la asta, că am și eu o vârstă. Și să nu vă văd și să nu aud că voi plângeți, că eu mi-am trăit, zice, viața cum n-am visat eu niciodată că o să ajung la etatea asta, bre. Da. Ce tare.
Încerci să-mi închipui da. Ce a fost în sufletul lor când ai luat tu prima medalie da, olimpică. Da, deci a fost ceva de a doua, de a treia, deci era atât de mândru de mine. Era. Deci când... Amândoi. Și amândoi, dar tata, mama tot timpul l-a trimis pe tata. Du-te tu, du-te tu, du-te tu, vezi la școală, du-te tu, vezi. Eu pe tata l-am dus la concursuri, tata m-a văzut concurând, l-am luat pe tata la evenimente. Deci uite, așa-i curgeau lacrimile când vedea, auzea vorbindu-se despre mine. Deci incredibil cât de mândru a fost. Ce frumos. Da. Eli, cum e când se cântă imnul național? Și ești pe podium acolo. Deci am spus-o de foarte multe ori. Deci să câștigi că imnul național ți se intonează cu diferite ocazii. Că am văzut și... Da, acum... Acum intonăm. Dar la competiția supremă, să fii campion, să trăiești fericirea aia și să auzi și imnul intonându-se și steagul ăla fluturând și ți-aduce aminte așa cât se intonează, ai flash-uri din tot ciclul ăla olimpic și da? Cât de greu ți-a fost și că nu mai simți nimic, este o fericire atât de mare încât îți vine să faci 100 de lucruri într-o secundă. Starea aia pe care ți-o dă bucuria reușitei. Este atât de greu de descris în cuvinte pentru un sportiv că nu poți să o trăiești decât atunci. Atunci pe moment. După care te bucuri, dar nu te mai bucuri la fel. Pentru că intervine obișnuința. M-am obișnuit, sunt campion olimpic. Mă bucur, sunt fericit, dar fericirea aia când ai trecut linia de sosire și ești primul și lupta aia cu adversarul, pentru că nicio finală nu este ușoară. Normal. Nicio bătălie sunt nu este ușoară. Sunt cei mai buni din lume care încearcă da. Să fie toți primul. Primul. Deci e ceva care este extrem de greu de descris în cuvinte, dar din punctul meu de vedere, un om normal, care nu face sport de înaltă performanță, toată viața lui nu trăiește sentimentul ăsta pe care îl trăim noi sportivii de înaltă performanță. E o stare de fericire da. Pe care doar așa o poți da, atinge. Da, da. Crezi că ea mai poate fi atinsă astăzi? Mi se pare că foarte multe lucruri s-au schimbat. Adică ce mi se pare? Că le vedem cu ochiul liber. Suntem mai mulți, viața are un alt ritm. În anumite sporturi sunt mai multe competiții, adică practic nu știu cum e la canotaj, dar în alte sporturi turneu după turneu după turneu după turneu, presiunea pe care o pune sportul de performanță asupra unui sportiv de performanță mi se pare că în anumite sporturi e mult mai mare decât era odată. În tot acest timp, el este foarte bruiat din exterior. Au apărut, avem o viață socială acum, da? Noi nu mai avem viață socială fizică, dar online. Slavă Domnului, deci ore întregi oamenii și le pierd, de multe ori enervându-se în loc să se liniștească, devenind mai nefericiți în loc să devină mai fericiți. Mai există o presiune pe care, nu știu dacă tu ai prins-o, dacă ai simțit-o vreodată, presiunea care vine din partea industriei financiare, marketingul dacă vrei, da? Pentru că astăzi când un sportiv ajunge de performanță, el este gata, să semnezi cu el repede. Să faci bani cu el cum ar veni. Nu te interesează că el nu se mai poate antrena, nu te interesează că s-ar putea să clacheze fizic, psihic datorită programului? E o industrie. Toată lumea încearcă să facă bani acum. Corect. Sportul trăit de mine, o să zic, jumătate din activitatea mea sportivă și toate rezultatele le-am dedicat congreselor. Așa era pe vremea aia. Așa era pe vremea aia. Sportul nu te întrebau atunci, dacă ești de acord. Nu era erai legat obligat. Financiar. Nu era legat. Atunci erai legat de mândru că ești român, dragostea de țară, obligații față de luai medalii pentru... Trebuia să dedici unui congres sau da, țară da. Pentru... Nu era partid. Problema să zici partid. Nu, că nu era... Nu ne spunea nouă pentru partid. Păi nu dar vă spuneau, o ziceam eram ei după așa aia. Educați să câștigăm pentru steagul țării
să câștigăm pentru reușita, pentru promovare, pentru cunoaștere, pentru orice altceva, dar nu pentru bani. Când a venit partea asta cu democrația, s-a schimbat, ușor, ușor s-au schimbat și valorile. Astăzi, la ora actuală, noi nu mai vorbim de sport ca și activitate pe care o faci că-ți place și doar că-ți place, ci ea trebuie să aibă și o latură financiară, pentru că sportul a devenit un business. Că la noi nu este un business, asta este altceva. Noi încă suntem în căutare. Încă ne bucurăm, suntem pe drum. Suntem rătăciți în tranziție. Avem 10 discipline sportive care sunt declarate sporturi profesioniste, dar care funcționează tot ca și amatori, pentru că sportul profesionist trebuie să se descurce pe puterile lor, să se descurce din zona privată care să atragă, adică un marketing din ăsta sigur. Dezvoltat. Sporturile de nișă, cum suntem noi, pe umerii cărora apasă rezultatele la Jocurile Olimpice. Dar la noi totul este foarte amestecat. Noi de la toată lumea avem așteptări, de pe toată lumea finanțăm, ne plânge când vrem sport de masă, când avem, dar nimeni nu face nimic. Aruncăm în cârca ministerelor care n-au nicio treabă cu sportul de masă și care trebuie să facă, dar, de exemplu, MTS. MTS nu are treabă cu sportul de masă. Da. Că sportul de masă îl faci de copil. Așa e. De copil. Din școală, din grădiniță. Da. Și cu cât vor fi mai mulți, normal că și pentru sport de masă trebuie să adaptezi niște competiții. Daciada. Că nu degeaba Daciada până la Revoluție a dat sportivi de performanță. Dar noi am ieșit din masă. Da. Așa este, da. Așa din competițiile astea școlare, acum nimeni nu mai face nimic. Dar pe hârtie sunt foarte multe. Dar în fapt, fiecare face cam ce consideră el că e bine să facă. Eu mă întreb dacă în ziua sportul este o industrie în ziua de azi. Este un business care trebuie să producă. Așa sportivul e. Nu mai face ca mine sigur jumătate din activitate că dedicam congreselor și nu fără se discuție punea problema premierilor. Noi după Jocurile Olimpice de la Los Angeles am fost premiați după un an și jumătate. Dar nimeni n-a întrebat sigur când, n-a cum avut nimeni niciun stres și pătemos. La fel simbolic. Nu am primit niște sume da, de da, care da să ne legăm așa pe viață de sigur, ele. Sigur. Da. Fiind vorba de o industrie, așa cum bine spui, crezi că ea mai poate produce sportivi care să aibă o anduranță așa cum ai avut tu? Eu ce pot să spun că da, în calitate de președinte la al patrulea mandat, da, acum pot să fac diferența între generația mea și generațiile de astăzi. Da. Fizic, ele nu sunt rezistente la efort, cum am fost noi generațiile de dinainte. Aha. Și asta probabil din cauza alimentației, din cauza, nu știu, din ce cauze. Dar nu mai au rezistența aia nici psihică, dar nici fizică. Acum, și există o explicație. Așa. Așa cum spuneam, eu în clasa a doua, dintre a treia m-am dus pe jos la școală. Acum copiii nu mai merg la școală pe jos. Acum vine busul, îi ia din fața casei, îi aduce în fața casei. Fac mult mai puțin de mișcare. Fac de mici. Mult. Sport la școală nu mai fac. Că îi scutesc părinții. Stau în fața calculatoarelor, învață online, nu mai fac mișcare fizică. Alimentația... Da. Să fim serioși. A trecut de la ce era pe-n curte. Toată la... lumea caută să mănânce bio. Nu toată lumea își permite să mănânce bio. Așa e. Și atunci câte puțin din fiecare, iată că ajungi un tânăr, te uiți la el și spui: Doamne, cum ai rezistat tu? Slăbuți, nu știu să alerge. Și o iei cu ei de la zero. După care
Și eu am avut psiholog pe vremea mea. Așa. Dar eu am considerat că nu am nevoie de psiholog. Eu am fost pentru mine cel mai bun psiholog al meu. Pentru că am zis, trebuie să fiu ambițioasă, trebuie să muncesc, trebuie ca eu să ajung acolo. Acum, sunt sportivi care sunt dependenți de psihologi. El altfel, în mintea lui, crede că el nu poate să realizeze marea performanță decât dacă are un psiholog care să-i dea încrederea în el, să știu eu discuțiile pe care le are. Deci zici că am devenit mai fragil din toate punctele de vedere. Foarte fragil din toate punctele de vedere. Nu degeaba se zice că boala secolului este depresia. Păi chiar așa e. Chiar așa este. Toate stările astea de neliniște care ne înconjoară de când ne trezim și până adormim, normal că nu fac bine organismului și ele se depun ușor, ușor, ușor și vezi, te uiți la sportiv și zici, mă, n-a avut nimic săptămâna trecută sau acum două săptămâni sau acum o lună. Îl vezi apatic, îl vezi că suferă, ei la rândul lor au tot felul de probleme. Tot felul de probleme, cu părinți care sunt plecați în străinătate, dorul ăsta de părinți care psihică e termină. Păi și tu și erai, atunci trebuie părinți să... erau la, în nord și tu erai da, la București. Da, dar... Venea tata, des. Venea, vorbea... Deci au apărut frământări emoționale pe care nu le aveai pe vremea ta. Bineînțeles. Dorul de părinte care una e, să mă urc în mașină și să mă duc la copilul meu că e acolo și alta e să vorbești și să spui nu pot să ajung, că nu-mi dă liber, că n-am concediu și eu când vin în concediu tu ești la concurs. Deci foarte multe probleme au apărut care nu vin în sprijinul tău ca sportiv, ci vin și îți perturbă activitatea ta. Și în condițiile astea, tu crezi că o să mai apară un om care să ajungă la 6 olimpiade, de exemplu? Eu personal nu cred, dar îmi doresc. Eu îmi doresc, pentru că nu este ușor. Nu este ușor și o spun eu care am trăit asta. Zi de zi sigur. Lucrul ăsta. Da. Faptul că tu înțelegi toate lucrurile astea atât de bine, trecând prin absolut tot, plecând de la momentul zero, adică de la sportivul care a venit prima oară în viața lui într-un cantonament în București, asta să fie explicația faptului că, în mod special, canotajul în continuare aduce rezultate? Eu vreau să-ți spun așa că dacă compar generațiile, repet, că sunt la al patrulea mandat de președinte și mi-au trecut prin mână mulți sportivi. Este o generație aparte. Asta acum, actuală? Asta acum, da. Așa. Este o generație foarte dornică de afirmare. Simți asta după ce niște generații întregi nu ți-au mai dat sentimentul ăsta? Da, nu mi-au mai dat sentimentul ăsta. Foarte interesant. Generații întregi care vroiau să facă și performanță, dar vroiau să și meargă, nu știu, din Snagov în București. Generații care, nu știu, să mai fofilau, să dădeau loviți, adică nu vedeai determinarea asta. Pe care o vezi la ei acum. Zi pe care o văd eu la generația asta. Deci mi-e un drag să stau printre ei. Ce frumos! Cum nu ți imaginezi. O generație de copii care numai când deschide gura simți că te lipești de ei și nu-ți mai vine să pleci. Și asta mă motivează pe mine, în primul rând, să nu mă las, să fiu mai bună ca ei, să mă lupt pentru ei. Se vede. Normal, sportul acum, așa cum am zis, este un business, este o industrie. Nimeni nu mai muncește să dedice congreselor și să zică partea financiară lasă. Muncesc, dar și câștigă. Da. Dar și câștigă. Da. Și atunci
Ei când știu că lucrul ăsta, că este cineva care le asigură partea asta, stabilitatea asta și financiară și de antrenament, pentru că nu poți să ieși campion olimpic în zilele noastre, așa cum am ieșit eu acum 15 ani. Tehnica, logistica evoluează și noi trebuie să ținem pasul. Noi oricum nu ținem pasul, că suntem, știi, tot timpul noi cu, un pas în urmă. O sârmă, un patent. Dar probabil nativ suntem un popor talentat și recuperăm pasul ăla în urmă. Da. Și avem toată logistica necesară de antrenament, de pregătire pentru ei, ca să în orice moment să le arate unde sunt, ce trebuie făcut. Și asta ne ajută pe noi să progresăm. Bineînțeles, cu specialiști pe lângă. Gândește-te că astăzi în Snagov sunt în jur de 120 de sportivi. Și tu îi cunoști pe toți? Eu pe toți îi cunosc, normal că ei toți vin. Sunt numai, nu există sportiv care să nu fie campion, că e de juniori, că e de tineret. Sunt toți în pregătire cu campionii olimpici. Ei se uită și văd cum se pregătește ăla și cum trebuie să mă pregătesc eu. Și se creează emulația asta. Și după care separăm loturile și el știe că se duce, lucrează, dar el acolo trebuie să tindă. Exact cum mi-a spus mie antrenoarea, vreți să scăpați de la vărsatul ăsta de vânt pe care vi-l lasă țânțarii? La lotul olimpic aveți condițiile cele mai bune. Și se dovedește că suntem pe drumul cel bun, avem 5 retrageri după Jocurile Olimpice, ceea ce este extraordinar de bine față de altă dată când se retrăgeau 90%. Eu, wow. când am preluat președinția Federației, am preluat așa o medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice de la Beijing și un lot de băieți inexistent. Și după 3 mandate și la începutul celui de-al 4-lea mandat, am ajuns la performanța asta. În care avem câți acum? În care avem lotul olimpic, este format din 68 de sportivi. Wow! Și în jur de 25, așa, colectiv tehnic, care înseamnă antrenor principal, antrenori secunzi, antrenori care e cu pregătirea fizică, preparatori fizici, masiori, asistenți medicali, doctori, kineto, osteopatie, nutriție, psiholog și pe partea de biomecanică care să ne ajute la testări. Deci uzină... Deci uzină întreagă. Altfel nu reușești. Altfel n-ai cum să faci față în altei performanțe, să te lupți cu un campion olimpic dintr-o altă țară care are încă pe atâta pe cât ai tu. Este admirabil. Mă întreb de ce nu reușesc să aibă aceleași rezultate și alte sporturi. Unde e secretul? Ce le scapă lor? Păi nu au ceea ce am spus eu acum. Plecând de la selecție. Plecând de la selecție și până la campionul olimpic. Tu te-ai ținut și cu dinții să se facă selecția asta în continuare? Cum ai prins-o tu de când erai mică? Păi dacă nu poți să te ții cu dinții, da. De tot, nu numai de selecție. Că știi, am ajuns niște vremuri când trimiți antrenorul în selecție, se duce, că antrenorul aparține unui club. Da. Se duce în selecție și aduce copii buni, performeri care îl vezi campion olimpic și vine și spune clubul nu are bani să-l susțină. Deci cluburile au ajuns să nu aibă bani să trimită copilul la un campionat național, adică 2-3 zile de concurs. Dar mi-te să-i asigure o masă, să-i asigure o casă, școală. Eu la federație și cu colegii mei noi asta facem. Noi în momentul în care antrenorul s-a dus în selecție, vine federația, îi măsurăm frumos, cei care corespund intră pe finanțarea federației și le dăm masă și le dăm casă și
Școală. Ducem la școală. La noi nu există copii care să nu facă școală. Nu există. Niciodată nu o să ajungă un campion, un sportiv să ajungă campion olimpic fără să aibă școală. Deci niciodată. Pentru că nu este suficient doar să ai mușchi și atât, cum se mai zice. Nu, sportivii sunt, vai mama lor, că ei n-au școală, că... Nu, un campion nu ajunge dacă el n-are școală, că el trebuie să gândească tot ceea ce face, inclusiv cursa aia pe care o face. Are de gândit în ea. El trebuie să o gândească de la start și până la sosire. Că altfel, dacă nu o gândește, nu trece decât ultimul linia de sosire după ce îi cântă muzica câteva secunde bune din tribună. Acum râdem, glumim, dar fără să-ți dai seama, Eli, voi acolo la Federația Română de Canotaj și la canotaj în special, voi ați reușit să creați un fel de România aspirațională. Așa cum ar putea să fie toată. Dacă s-ar face lucrurile exact așa cum se fac la voi și dacă cineva ar trage cu dinții, cum zici tu, de toate lucrurile astea. Dar nu cineva, trebuie mulți. Mulți, da, da, nu merge cineva. Eu mi-am propus pentru acești copii să facem așa cum se poartă în marile companii, team building-uri, da, din care ei să învețe. Să învețe că fiecare are în mintea lui o întrebare. O întrebare la modul, ce mă fac eu, știi că ca un copil mic, ce vrei tu să te faci când o să fii mare? Da. El spune ceva. Da. Așa și sportivul își pune întrebarea, ce voi face eu după ce mă retrag? Și eu, ca președinte, am obligația. Eu, obligație. Asta ai simțit tu să faci. Asta simt eu să fac pentru ei. Să le pun la dispoziție oameni performanți, da, din toate domeniile, care să vină și să le povestească din experiența lor, din trăirile lor, din eșecurile lor. Sigur. Și ei să adune și să treacă pe un filtru personal. Fiecare să ajungă în situația în care zice, eu când m-am retras vreau să fiu ca Andy Moisescu. Pentru că și tu ceea ce faci, și tu ești un campion, și eu nu te laud, sau că ne cunoaștem noi de ani de zile, și eu acum am venit să spun, vai Andy, cât de bun ești, cât de frumos ești și... Nu, eu îți urmăresc fără să vreau activitatea și sunt foarte mândră de tine și mândră că sunt prietena ta. Pentru că ceea ce faci tu nu fac mulți. Nu ajung la performanța asta. Sunt mulți care fac lucrul ăsta, dar nu ajung la performanța asta. Și consider că eu printre sportivii mei am sportivi care și-ar dori să ajungă să facă ceea ce faci tu. Și când o să te audă vorbind, cu siguranță că vor încerca să-și așeze viața de după sportul de înaltă performanță, așa cum și-o vor dori ei. Mă bucur că deocamdată au ce oferi, da, în sportul de performanță. Da, da, da. Că dar ei sunt abia asta acum îi relaxează, la început de drum. Asta îi relaxează. Seara, după antrenament, da, să aibă o întâlnire cu Andy Moisescu, da, să le povestească cum a ajuns el. Tu știi că povesteam cu fetele când au venit, da, aici, da, și am zis, bă, când o da Eli voie. Da. Când e mai puțin aglomerat programul, când e, da, între... Da, da, da. Să facem o reuniune, da, 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 sigur, da, da, cu drag, sigur, da, da, e foarte, da, important. E foarte important și ai să vezi de la prima întâlnire, da, cum te legi de ei. Sunt ferm convins de lucrul ăsta și mie mi se pare că ei într-adevăr merită să fie mult mai cunoscuți pentru că ei reprezintă o sursă de inspirație, da, uriașă pentru toți ceilalți din jurul nostru. Da, pentru că ei au demonstrat, dacă mai este nevoie să demonstreze cuiva, că nu există, nu se poate. Deci ca să ajungi campion olimpic, tu ca sportiv trebuie să treci peste un anumit prag de durere. Ceea ce omul de rând nu trăiește lucrul ăsta, el nu înțelege cum e asta. Să treci peste pragul de durere și după care să reînvii ca și cum tu nu ai făcut un efort până la momentul respectiv și că mai ai jumătate din cursă și jumătatea aia de cursă, bazată și pe antrenamentul pe care l-ai făcut, te duce să fii cel mai bun. Asta încearcă
și tehnologia asta modernă să le arate, antrenorii și restul colectivului tehnic să le imprime starea asta, să știe să treacă peste pragul de durere. Că fiecare dintre noi știe cum e când vrei să faci ceva și zici, ah, nu pot să-l ridic, că mă doare. Da, normal. Dar dacă ți-ai impus normal că trebuie să reușești... Normal că e de acolo tot. N-ai cum să nu reușești. Chiar nu ai cum să nu reușești. Dar asta te învață sportul, știi? Zi de zi, el asta te ajută să reușești în viață. Mare, mare e sportul ăsta. Da, e mare și cine îl înțelege și cine înțelege că sportivii, numărul lor este atât de mic, eu nu mă refer la canotori doar. Da, da, la toți sportivii. În general, la toți sportivii, numărul lor este atât de mic pentru că ei, clar, au un talent în plus de ajung să reprezinte România. Da, exersat îndelung. Da. E o abilitate dobândită și exersată clar, îndelung. Clar, ani de zile. Un campion nu se naște de pe un an pe altul sau, hai să zic, de la un ciclu olimpic la alt ciclu olimpic, se naște și se naște cel care are un talent ieșit din comun. Clar, fetele astea două, Simona și Coancuța, au un talent ieșit din comun. Și dacă este asezonat și cu muncă multă, n-are cum să nu își exprime valoarea pe apă așa cum și-au exprimat-o nu numai la Jocurile Olimpice. Ele, pe 3 ani de zile, așa se exprimă pe apă la toate campionatele. Că ăsta e talentul, ăsta este talentul le lor. Le și place. Și când dai asemenea sportivi, cum Dumnezeu să nu-i susții, să vii cu tot? Mă uitam la Jocurile Olimpice, la cea mică de la box. Așa. Câtă determinare era pe ea înainte de meci și zicea, mă bat cu japoneza, e la ea acasă. E clar că când ești la mâna arbitrului, tot ai acolo niște semne de sigur, întrebare, sigur, că el sigur. Nu este rezerve, corect și da. Asta, da. Și zice, e la ea acasă, dar eu sunt mai bună ca ea. Da, eu nu contest că ea n-a fost mai bună ca ea, dar condițiile japonezei cu condițiile ei nu sunt nici, nu se pot compara. Dacă ea avea condițiile ei, unde era? Era mult peste japoneză. Când ai asemenea sportivi, trebuie să faci tot ce e posibil omenește și ce crezi tu că nu e posibil să realizezi, trebuie să realizezi ca să-i dai zvâcul ăla ca el să devină campion, că este un, cum să-ți spun, e așa o fericire, deci trăiești niște sentimente și ai o stare, nu doar cel care privește și se bucură că uite un sportiv român este campion, ci și tu ăla care trăiești de fapt, care ai realizat performanța asta, ai așa un sentiment de mândrie cum nu cred că poți să trăiești în vreun domeniu. Nu cred. N-ai cum. Cu cuvintele astea zic să și încheiem și îți mulțumesc din suflet pentru prezența, Eli. Mulțumesc și eu pentru invitație. Ca de obicei, o inspirație continuă pentru noi toți, mă. Incredibil. Incredibil. După atâtea și atâtea trofee. Da. Și povestea continuă. Da, povestea asta este admirabilă. Și trebuie să continue. Atât timp cât suntem valizi, suntem pe picioare, suntem lucizi, am demonstrat că suntem în stare să facem lucruri, am făcut lucruri, să facem lucruri, cum să nu fim, să zic, persoane inspiraționale pentru orice domeniu? N-ai cum să nu fii, numai când spui, nu există, nu se poate. Nu există. Cine mai poate spune lucrul ăsta? Că nu există, nu se poate. Sportivul care a tras. Sportivul care... Și a descoperit că într-adevăr imposibilul nu există. Da, care a ajuns campion. Sunt foarte curios, care e cel mai de preț gând? Cea mai relevantă idee cu care ați rămas după povestea de astăzi? Aștept să-mi scrieți asta mai jos, într-un comentariu. E foarte important pentru mine să știu și dacă v-a plăcut sau nu v-a plăcut ce ați văzut. Iar dacă n-ați făcut-o deja și considerați că merit, să vă abonați la acest canal și să vă activați notificările. Sunt Andy Moisescu. Mă înclin. Voie bună!